OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, care se ocupă cu explorarea și producția de țiței și de gaze, rafinarea și distribuția de carburanți, generarea de energie electrică și comercializarea gazelor naturale și a energiei electrice. Activele totale ale OMV Petrom au crescut cu 15%, generate de o creștere cu 4-6% a activelor circulante, ca urmare a unei sume mai mari în numerar și echivalență de numerar cu 4 miliarde de lei, dar și ca urmare a avansului înregistrat cu stocurile și creanțele comerciale. Datoriile nu prezintă diferențe semnificative atât în ceea ce privește datoriile pe termen scurt cât și cele pe termen lung, în timp ce cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 139% pe fondul creșterii veniturilor din vânzări. Cheltuielile totale au crescut cu 122% ca urmare a triplării costurilor cu achizițiile de materie plină, primă și dublarea cheltuielilor cu taxele aferente producției. Diferența dintre creșterea veniturilor și a cheltuielilor s-a materializat într-o triplare a profitului net de la 2,86 miliarde lei la 10,30 miliarde lei. OMV Petrom deja a anunțat pentru acest an o distribuție de dividend de 3,75 bani pentru fiecare acțiune deținută și posibilitatea de a exista un dividend special pe parcursul anului. Iată și câteva detalii legate de cele trei zone de business pe care OMV Petrom le are, respectiv explorare, exploatare și producție, rafinare și marketing și gaze și energie.